În anul 2018 au început lucrările de reabilitare a căii ferate care traversează Deva și care fac parte din proiectul de modernizare a coridorului feroviar paneuropean 4. Acestea implică și realizarea altor edificii, precum două pasaje pietonale supraterane sau reabilitarea gării. Lucrările beneficiază de finanțare europeană de aproape 10 miliarde de lei, iar primăria Deva, care va prelua investiția, a anunțat că nu va semna de primire dacă acestea nu sunt de calitate. Deci să știți că din bani europeni nu există fușerări, pentru că noi, ca beneficiari, acum nu vorbesc de UAT-ul, vorbesc de tot ce înseamnă Deva, trebuie să fie atenți la calitatea lucrărilor și, până la urmă, decontarea nu se face chiar haihui. Fiecare bănuț, fiecare lucrare, deci se verifică totul. Așa că să fușerești din bani europeni, cum nu ne permitem nici noi cu cetatea, cu centrul vechi și cu alte realizări care vom avea tot de bani europeni, e cam riscant. Viceprimarul Devei, Ferdinand Pogăcean, a lămurit și chestiunea cu închiderea circulației pe strada Bălata. Astfel, închiderea circulației din respectiva zonă se va face doar când se vor construi cele două pasaje pietonale din dreptul străzilor Hărăului și Mureșului. Aveam un proiect de a închide trecerea de cale ferată la strada Bălata și ne-am înțeles cu ei că până nu se realizează acel pasaj de pe Hărăului și pasajul de la strada Mureșului, parcă de care vorbim la Mănăstirea Franciscana, să nu închidă strada, deci trecerea de la strada Bălata, pentru că va încurca foarte, foarte mult. Și trebuie să-și termine investiția, acea centură de ocolire, știm foarte bine de la benzinăria Mol, unde e sala sporturilor, o roată pe câmp, la fermă și ieșirea pe strada Hărăului. În ceea ce privește reabilitarea gării, chiar dacă ritmul lucrărilor a scăzut, reprezentanții municipalității din Deva cred că lucrarea va fi una de calitate, asemenea altora similare făcute pe coridorul feroviar paneuropean 4. Acum ați văzut că s-au apucat de reabilitat și gara, că mulți ne-au întrebat când reparăm gara și am zis că nu e treaba noastră. Primăria face această lucrare. Dar văd că se lucrează, a fost un ritm mai susținut, acum apar că au lăsat-o mai încet, nu știu motivul, dar se vede că totul se lucrează. Și să sperăm că vom avea o gară frumoasă în final, cum vedem peste tot unde s-a realizat această investiție europeană, de fapt, coridorul acesta numărul 4, parcă îi spune. Da. Dacă luăm din Ungaria, Aradul, sunt niște gări moderne, renoite, arată frumos. Și Deva merită o gară frumoasă, a fost frumoasă când s-a predat în acei ani. În ceea ce privește termenul de finalizare al lucrărilor din zona gării, acesta este estimat spre sfârșitul anului viitor.